Domnului, suntem în prezența Domnului și mesajul meu din această seară pe care Domnul mi l-a pus pe inimă este tocmai aceasta, în prezența Domnului. Și ce minunat este să fim în prezența Domnului. N-ați avut câteodată ocazia când poate v-ați dus acasă și cineva de acasă n-a fost la adunare și a spus, astăzi am simțit prezența Domnului în adunare. Câteodată stai de vorbă cu cineva, un om al lui Dumnezeu, o femeie al lui Dumnezeu, o persoană însoțită de Duhul Sfânt și apoi când vorbești, spui, cu adevărat am simțit prezența Domnului, împărtășii aceasta cu X sau cu Y. Fraților, noi simțim prezența Domnului acum în adunare. Și haideți în continuare să ne bucurăm de prezența Domnului, să onorăm prezența Domnului. Dacă vă aduceți aminte, nu de mult când am avut botezul, acea sărbătoare frumoasă, dacă vă aduceți aminte când tinerii noștri erau în față, candidații pentru botez, și fiecare din ei au mărturisit, cum au simțit ei prezența Domnului? What did they feel when they felt the presence of the Lord? If you remember when Alex and other teenagers started testifying how God worked in their life, in their heart, we all felt something special moving into our midst, and that was the Holy Spirit. And the Holy Spirit, presence of the Holy Spirit, is just the beginning of what God has in plan for this church and for Dallas and for our life. Presence of the Lord is different than priest. When Jesus was talking, they were surprised. He was talking differently than the priest and the people that was preaching at that time. His message was having a power, putere, era putere în cuvântul lui. Ei se mirau. E fiul lui Iosif. De unde are această putere? Și noroadele erau uimite și alergau după el. Spune Luca că se călcau în picioare, alergau după Domnul Iisus. The people, they want to hear Jesus. Jesus was not talking like the other priest. There was something special in his message. And one day the news came to Jesus that John the Baptist got killed. Was his cousin. And like us, he was a man. He was God. But then he felt to be alone. To be alone with the Father. And all of us, we have those moments when we feel we need to be alone with God. God has a lot of these moments. But in the same time, he saw the multitudes coming towards him. They need his healing. They need his touching. And he has mercy of them. And he preached to them the gospel. He healed many people. And they were so shocked, listening to him the whole day. And the disciples came to Jesus and say, Teacher, the sun is going down. Very soon will be dark. Here is wilderness. Let them go and buy something to eat. If not, they will faint in the wilderness. And Jesus replied, No, they do not need to go anywhere. Let's go to the next slide. Okay. And Jesus told them, You feed them. Church, brothers and sisters, God leave us in this world to feed the people around us. We need to give them the bread of life. We are the bread of life. Our life is a life testimony. And we need to feed them. Of course, they say, Lord, how can we feed that many? We only have here 5 loaves of bread and 2 fish. And this belongs to a child. And there's something to learn in Dallas. We are expecting to have a minister from somewhere with many degrees to come and change Dallas. God is doing the miracles in Dallas through him, through those teenagers, and through simple people. A mom put 5 loaves of bread and 2 fish, and her son
bag, and the son went to heal Jesus. Binecuvântați sunt părinții care știu să-și trimită copiii să-L asculte pe Iisus. Iisus va folosi copilul nostru, va folosi nepotul nostru. Din puținul care noi îl avem, va face mult. Așa a făcut cu acest copil. What do you have? Only 5 loaves of bread and 2 fish. Bring them to me. If we want to have success in life, what we need to do, what we have? What we have? We do not know. I do not know what you have. But what we have, if we put in Jesus' hand, He will do miracles. He feed 5,000 plus children, plus women, and everybody eat as much they want, and they collect 12 koshuri. After this miracle, of course, was great. Jesus knew that they were planning to take him and make him their king. But Jesus has something else in plan. After we succeed something in our mix, in our church, in our relationship, in our programs, we have our plans. But He has His plan. We need to be in accord with His plan. His plan is the best plan. He forced the disciples to go on the other side. He has something else, a new stage, a new era, something new for their life. What He did, after He forced the disciples to go in the ship and go on the other side, He went alone with the Father and pray. And pray the whole night. It was dark, and He was still praying alone. Secretul puterii, secretul succesului, secretul minunilor, frate și soră, este rugăciunea. A experimentat-o Domnul Iisus, au experimentat-o ucenicii și oamenii de succes al lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor au experimentat rugăciunea. Brothers and sisters, the prayer is the communication, not with somebody who is higher up and has power and has money. We have communication with God Almighty, the creator of the universe. He has in His hand the history and everything in this universe. And we are praying to Him, not like a people and that need somebody, and we call His name and maybe He will listen. He is our Heavenly Father. El este Tatăl nostru din ceruri, frați și surori. Și Domnul Iisus ne-a spus când ne rugăm, să ne rugăm Tatălui din ceruri în numele Domnului Iisus. Asta este intrare la Tatăl. Și dacă noi cerem în numele Domnului Iisus, orice veți cere numele meu, veți primi. Cât de importantă este rugăciunea, iubiți frați și surori. Domnul să ne ajute să experimentăm rugăciunea în fiecare zi. Că sunt unii care se roagă numai la adunare, și îmi spun, mi-au spus unii păstori, am deschis ochii să mă uit în adunare. Thank you, scumpul meu, I love you. God bless you. Și îmi spunea un frate păstor, am deschis ochii să văd cam cât se roagă și am văzut pe unii care nu se roagă. Fraților, ăsta nu-i creștin. If you do not have a life of prayer, you are not a true Christian. We need to pray every day. We need to pray all day. We need to communicate with our Father. We don't have a religion. We have a relationship. Relationship with Jesus. Relationship goes both ways. It's not relationship if I'm just talking, and I never listen to my wife. We have a relationship, but we have a communication. Same with you, wife, or your father. Same with our Father. When we communicate with Him, many times we are in a rush. When we kneel down for a few seconds, God, today bless my children, bless my grandchildren, bless my job, boom. And before He talked to us, we are starting the car and we are gone. If we did that, let's ask for forgiveness and let's
stop doing that and be polite. In a polite communication, when we talk, we need to listen. Our Heavenly Father, Tatăl nostru care ești în ceruri, în primul rând, sfințească-se numele Tău. Să glorificăm numele Lui. Doamne, ești bun. Doamne, mi-ai dat o zi. Doamne, îți mulțumesc. Doamne, ești mare. Doamne, îți mulțumesc. Și mulțumește Domnului pentru pâine, pentru apă, pentru sănătate, pentru familie, pentru tot ce Dumnezeu îți dă. Nu uita nici una din binefacerile Lui, spune Psalmul 103. Și Dumnezeu se coboară în mijlocul laudelor. Când noi lăudăm numele Domnului, Domnul ne dăruiește și mai mult. Dar dacă uităm să mulțumim, nu știu câte vreme vom mai primi binecuvântările Domnului. Deci, în primul rând, să glorificăm numele Domnului, căci este minunat. Uitați-vă în copiii noștri, nepoții dumneavoastră, în casa dumneavoastră, în grădina dumneavoastră, în bisnițul dumneavoastră, în viața dumneavoastră și veți vedea cât de minunat este Domnul. Suntem în America, cât de minunat suntem, că suntem frigiderele pline, mașinile frumoase, casele bune. Uitați-vă la alții care sunt nevoi foarte mari. Cu ce suntem noi mai buni ca cei din Somalia? Cu ce suntem noi mai buni ca cei de care stau în cine știe ce catacombe și mănâncă cine știe ce râme sau rădăcini de copaci sau cine știe ce? Frați și surori, să mulțumim Domnului, să zicem lăudat să fie numele Tău, să glorificăm pe Domnul. Priviți-L pe Domnul Iisus, orice a făcut, a luat pâinea, a mulțumit lui Dumnezeu, a luat paharul, a mulțumit lui Dumnezeu. Tată, îți mulțumesc că ai ascuns aceste lucruri de cei înalți și priceput și le-ai descoperit pruncilor. La mormântul lui Lazar, Tată, îți mulțumesc că totdeauna m-ai ascultat. El totdeauna dădea slavă Tatălui. Frate și soră, noi nu suntem singuri. We are not alone. We have a heavenly Father. Elijah was saying, Father, God, show them that what I did by my head. He was working in accord with God's will. We need to know God's will. How do we know God's will? This is His will. We need to read it every day. How we know His will? We communicate with Him. He gave us Holy Spirit. Holy Spirit is in us, is with us every day. Do you feel the presence of Holy Spirit? Nu întristați pe Duhul Sfânt. Ava ne îndeamnă să strigăm Duhul Sfânt. Strigați Ava, strigați Amin, strigați Aleluia, strigați Glorie ție, Doamne, pentru că suntem copiii Domnului și avem un Tată minunat. Și totdeauna să nu uităm în fiecare dimineață să-i mulțumim că și-a noit bunătatea față de noi. Să-i mulțumim că ne-a mai dat încă o zi, slăvit să fie numele Lui. Și apoi să spunem, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. În ceruri, dacă ați văzut cei 24 de bătrâni și nu pune cununile în fața Lui, oștile cerești preamăresc pe miel, preamăresc pe împăratul, pe Dumnezeul slavei, slăvit să fie numele Lui. Asta să facem și noi, oricând, să mărim numele Domnului, să lăudăm numele Domnului. Și voia Lui, precum în cer, așa și pe pământ. Și în casa mea, și în viața mea. Nu, să nu ne rugăm ca ăla, Doamne, facă-se voia Ta. Da, te rog pe Maria să mi-o dai. Cam așa vrem și noi câteodată. Doamne, voia Ta! Da, așa să lucrez. Frați și surori, nu credeți că de prea multe ori am spus noi lui Dumnezeu, Doamne, așa să lucrez, păstorul ăsta să-l aduci, așa să lucrez, așa să faci. Hai să spunem, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Știți care este voia Domnului? Să facă ceva nou. El vrea să facă ceva nou. Când ne trimite în partea cealaltă, El vrea să aducă ceva nou în viața noastră, o nouă experiență, o nouă etapă. Dar s-a mai întâmplat ceva când era cu Domnul Iisus acolo. Dacă ați remarcat, când ați citit cuvântul Domnului, le-a spus ucenicilor să spună mulțimii să stea jos pe iarbă. Dar nu erau ei în pustie? În pustie nu-i piatră și nisip? Dar în prezența aceea, în locul acela unde era Iisus, acolo era verdeață. Frate și soră, când l-ai pe Iisus, poate până acum ai fost într-un pustiu și a fost în pustiu, câteodată e pustiu în viața noastră, în relațiile noastre, în sentimentele noastre, în bisnițul nostru, știu eu, e pustiu în viața noastră, mintea noastră. Căutăm idei noi, căutăm soluții noi și pustiu și gol. Știi ce spune Domnul? El vrea să facă
ceva nou. Găsim în cuvântul Domnului, în Isaia 43:19, iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Voi face un drum prin pustie și râuri în locurile stâncoase. Frați și surori din Biserica Betel, iată ce zice Domnul, voi face ceva nou. Știți când a început Domnul să facă ceva nou aici în Dallas, în Biserica Betel? Când ați văzut tineretul acela care și-au deschis pentru Domnul să facă un legământ cu Domnul. And they testify that Jesus is their Lord. Dacă ați văzut, poate ați văzut, poate ați vorbit unii cu alții. Since then is something new in work. Something new is in work in your heart, each one of you. Just pay attention. Don't you feel that God is calling you in mode special nowadays? Some of you, they notice that, and some of you may not, but just pay attention. You will see that God starts something new in your heart, in your house, in your church. This teenager, and all the teenagers that start singing and praying and worshiping, God is starting something new, something great. Encourage them, pray for them, bless them. And God will bless your heart, will bless your church, will bless your life, will bless your business in a way that you do not expect. God is start working something new. Pentru că iată ce spune Domnul, Ieremia 29, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Aceasta este o promisiune mare. And I read the Isaiah 43:19, behold, I will do something new. New shall spring forth. I will make a way in the wilderness and rivers in the dry places. River of life, river of Holy Spirit. Duhul Sfânt este, vă aduceți aminte, ziua cea mare a praznicului. Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, și din inima lui vor curge râuri de apă vie. Și explică Ioan ce spune, vorbea despre Duhul Sfânt, care încă nu fusese dat, pentru că Iisus încă nu fusese proslăvit. Dar Iisus a fost proslăvit. Iisus este la dreapta lui Dumnezeu în ceruri. Duhul Sfânt a venit la Rusalii. Duhul Sfânt este aici în adunare. Duhul Sfânt lucrează în tinerii noștri. Duhul Sfânt lucrează în bătrânii noștri. Duhul Sfânt lucrează în noi, în fiecare din noi. Lasă-L să te atingă. Știți ce îmi spune Duhul Sfânt? El dă vedenii tinerilor noștri. Și când ei vă vor spune ce văd din partea Domnului, minunați-vă și dați slavă Domnului, căci Domnul vrea să dăruiască daruri bisericii și tinerilor noștri. Domnul vrea să dea împlinire, sunt bătrâni frați care se roagă de mult și așteaptă îndurarea Domnului. Acum a venit vremea ca să vedeți aceste lucrări care le-ați așteptat din partea Domnului. Acum este vremea când El se toarne un izvor bogat, un izvor cu apă vie, care să adape pe mulți. Doamne, ajută-ne și binecuvintează-ne la lucrul acesta. Pe ei i-o trimis să meargă în partea cealaltă. Domnul Iisus s-a dus să se roage singur. Spune că s-a noptat și El încă era acolo singur și se ruga. Ucenicii trimești de Domnul, ajung în mijlocul mării, ajung în mijlocul furtunii. Și în mijlocul furtunii, corabia era amenințată de valuri, vântul era tare și el era împotrivă. Și acum noi ne punem întrebarea, is that possible? Jesus is sending us on the other side, and then we end up in a storm, and end up in danger? Is that possible? Yes, brothers and sisters. Domnul Iisus ne-a spus să îndrăsnim, în lume vom avea necazuri, dar să îndrăsnim căci El a biruit lumea. Când Domnul Iisus i-a văzut pe ei că se chinuie cu vâslirea, a mers la ei și ei în groaza lor s-au speriat, au crezut că văd
o nălucă și au țipat. Și Domnul Iisus le-a spus lor, cum ne spune și nouă, noi am fost unii în furtună ieri, astăzi sunt furtună astăzi și alții o să fie mâine în furtună. Am fost în furtună când am avut, câteodată primim un diagnostic de la doctor și furtună în viața noastră. Câteodată primim o veste tristă că unul din ai noștri este într-un accident grav și suntem într-o mare, mare furtună, cum este cumnata mea, sora soției noastre din Grecia, era în România și a primit vestea, vino înapoi în Grecia, căci copilul tău a avut un grav accident. Și suntem într-o mare furtună și nu mai știm ce să facem. Și ne uităm după Iisus, ne uităm după salvarea și ni se pare că vedem năluci. Dar Iisus ne spune nouă și ne spune la cumnata mea și spune ție că apoi ne asculți online și ești într-o furtună. Știi ce spune Iisus? Eu sunt. Nu vă temeți. Slăvit să fie Domnul. El este cel care poruncește furtunii să tacă. El este cel care poruncește vântului să tacă. La noi în casă a fost mare furtună. A fost cancer. A fost un vânt mare. Dar el a zis mării să tacă și marea a tăcut și s-a liniștit, vântul s-a oprit. El poate să oprească vântul și furtuna în care ești tu acum. Peter, oh Lord, if that's you, tell me to come and water, to walk on water. And Jesus is the one that wants to do miracles in your life, in my life, in our life. We just need to believe. Peter stopped on water, and he was shocked, he was surprised. The water was holding him like dry ground, and started walking. But soon as when the wind was strong, he got afraid, and he got going deep in water. And he said, Jesus, save me! Și Domnul a întins mâna, Jesus pulled him out, și a spus, puțin, credinciosule. Frați și surori, credința este elementul cel mai important. Prima dată trebuie să avem o viață de rugăciune. Să citim cuvântul Domnului. Credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul Domnului. Dacă studiem cuvântul Domnului, dacă citim cuvântul Domnului, dacă medităm la cuvântul Domnului, dacă stăm în prezența Domnului, primim credință. Fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Credința este totul. Avram, tatăl celor credincioși, credința lui s-a socotit neprihănire. Și oamenii mari istorie au avut credință împotriva la tot ce este logic. Cum e logic să mergi pe ape? Când ai credință, trece peste toate legile și legile fizice și orice lege de orice natură. Credința este cea care mută munții. Dacă ai credință cât un bob de muștar, zici muntelui, mută-te și muntele se mută. Asta e cuvântul Domnului, asta e promisiunea Domnului. Și sunt oameni care orbește, s-au legat de o promisiune și au spus, nu Doamne, Tu spui asta, ai spus asta în cuvântul Tău și eu cred că Tu vei face. Și dacă crezi, din toată inima ta se face. Și avem câteva exemple de credință în cuvântul Domnului. De pildă, dacă vă aduceți aminte, în Cana, să duce Maria la Domnul Iisus și spune, nu mai iau vin. Și Domnul Iisus îi răspunde, femeie, încă nu mi-a venit ceasul. My hour did not come yet. Maria a avut credință. Maria a știut că fiul ei, vă aduceți aminte, când au venit păstorii, i-a păstrat acele cuvinte în inima ei. Când Simeon l-a luat în brațe pe pruncul Iisus și a spus, slobozește, Doamne, pe robul Tău în pace, căci acum au văzut ochii mei mântuirea lui Israel, el era un prunc. Maria păstra toate cuvintele acelea în inima ei. La 12 ani, Domnul Iisus în templu pune întrebări și uimește pe preoți, pe cei învățați, cărturari.
Maria păstra toate cuvintele acestea în inima ei. A știut că El este Mesia. Nu mai au vin. Ea a știut că are putere să facă ceva, dar el, Domnul Iisus, spune: Marie, încă nu mi-a sosit ceasul. Oamenii lui Dumnezeu, oamenii mari al lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu a făcut isprăvi, au fost oameni care au crezut pe Dumnezeu și au crezut că Dumnezeu poate să facă. Vă aduceți aminte că odată Dumnezeu a oprit soarele și luna? Dumnezeu poate să facă totul când noi credem. O spus Maria slujitorilor: faceți orice vă va spune. Ea o știut. Iisus, chiar dacă n-a venit timpul, dar El va face. Domnul Iisus n-a făcut nimic de capul Lui. El a spus: nu fac nimic de la mine însumi, nu spun nimic de la mine însumi, spun numai ce l-am auzit pe Tatăl. El imediat a comunicat cu Tatăl. E timpul să facem minunile, că Maria crede. Crezi, frate și soră? E timpul să vezi minunile. Și cunoașteți că l-au uimit pe nun și vinul acela a fost mai bun ca celălalt pentru că a avut credință. Dacă vă aduceți aminte, Enoch a umblat cu Dumnezeu, a avut intimitate cu Dumnezeu. În mod normal, toți oamenii, ca să treacă din lumea aceasta, ei mor și apoi vine învierea și apoi vine viața veșnică. Cu Enoch n-a fost așa. Când ești intim cu Dumnezeu, să trece peste legile normale. Dumnezeu atât de mult l-a iubit pe Enoch că l-a mutat ca să fie cu Dumnezeu. Ilie, un om al lui Dumnezeu care a fost devotat pentru Dumnezeu, a venit vremea când carul de foc l-a ridicat la cer și l-a înălțat în ceruri. Acestea, credința trece peste legile acestea. Să vedem numai câteva exemple din acestea în care se ilustrează cât de importantă este credința. Vă aduceți aminte de Iair? Iair s-a dus la Domnul Iisus: Doamne, fie-ți milă, fata mea moare, trage să moară. Și în timp ce el s-a rugat de învățătorul și învățătorul era cum îmbulzit de noroade, vine un slujitor și spune: nu mai supăra pe învățătorul, fetița ta a murit. Domnul Iisus nu ține seamă de mesajul acela, de mesagerul acela și spune așa: crede numai, nu te teme, crede numai. Dacă ai un diagnostic rău de la doctor, de la nu știu cine, nu te teme, crede numai. Nu te teme, crede numai. Fetița a murit, dar Domnul Iisus a luat părinții, i-a scos pe cei care boceau afară și își băteau joc și a spus: Talita cumi, fetița, scoală-te, îți spun. Și fetița s-a sculat, dați-i să mănânce, a dat-o părinților, numai ce murise. Și Domnul Iisus a făcut acea minune. Esența este: nu te teme, crede numai. Domnul Iisus vede un cortegiu funeral care îl duce pe fiul unei femei, singurul ei fiu, singurul ei sprijin. Era văduvă și îl ducea la groapă și ea plângea și mulți mergeau cu ea. Domnul Iisus i s-a făcut milă de ea și Domnul Iisus s-a dus. Tot cortegiul s-a oprit și Domnul Iisus s-a atins de raclă și a zis: tinerelule, scoală-te, îți spun. Deci, cealaltă numai ce murise. Tinerelul acesta era în drum deja spre cimitir ca să-l îngroape. Tinerelule, scoală-te, îți spun. Și el s-a ridicat și toți au văzut marea putere a Domnului Iisus și minunile acestea. Dar apoi Domnul Iisus s-a simțit tare bine în Cana. În Cana era prietenul lui Lazar, Marta și Maria. Și în săptămâna patimilor, în fiecare seară, el s-a retras în Cana și ajunge Lazar și moare. Și după ce moare Lazar, Domnul Iisus vine și vine Marta și vine Maria
Învățătorule, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele nostru. Dar Domnul Iisus le spune căci Lazar va învia. Și Marta zice, da, știu că va învia, la înviere ziua de apoi. Și Domnul Iisus spune, eu sunt învierea și viața. Și Domnul Iisus merge la mormânt și Marta zice, Doamne, miroase greu, de 4 zile e mort. Și continuă Domnul Iisus și spune, oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi tu lucrul acesta? Și apoi strigă, Lazare, vino afară. Ce să spuneți dacă n-ar fi zis, Lazare, vino afară? Și ar fi zis numai, ieșiți afară din morminte sau ieși afară din morminte. Oare câți morți ar fi ieșit afară? Dar El, care este învierea și viața, eu sunt calea, adevărul și viața, a zis, Lazare, ieși afară. Și nu vă mă uimiți dumneavoastră, spune că a ieșit afară, dar încă era legat. Pentru că Iisus are putere, cuvântul Lui are putere. Și a zis, deslegați-L. Frați și surori, va trebui să deslegăm și noi pe unii și pe alții. Și mai este ceva. O zis, dați piatra la o parte. Frați din Betel, frați din Dallas, dați pietrele la o parte. Că Iisus vrea să ne facă minuni. Vrea să învieze morții noștri. Pentru că e vorba aici de mai multe feluri de morți. Chiar Domnul Iisus spune, nu vă mirați, va veni vremea, le spune iudeilor, când cei din morminte vor auzi glasul Fiului Omului, dar adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată și a trecut din moarte la viață. Sunt morți care sunt în adunările noastre, sunt morți care ne urmăresc online, oameni care nu au nicio viață spirituală, n-au nicio speranță, n-au nicio nădejde. Oamenii aceștia pot să audă glasul lui Dumnezeu, dar tu ești glasul lui Dumnezeu. Trebuie să le vorbești despre dragostea lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne facem partea. Știi ce trebuie să facem noi, frate și soră? Să spunem oamenilor ce ne-a făcut Domnul Iisus. Cum Domnul Iisus ne-a izbăvit, Domnul Iisus ne-a iertat, Domnul Iisus ne-a scăpat. Asta e tot ce trebuie noi să facem. Asta au făcut ucenicii. Și restul face El. Duhul Sfânt care este noi, Duhul Sfânt care este puterea cuvântului, puterea cuvântului transformă. Dar noi trebuie să spunem minunile Domnului care le-a făcut în viața noastră. Și cred că o să vedem minuni aici în Dallas. Minunile au început. Haideți să avem ochi să le vedem. Copiii noștri sunt minunile lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, când Duhul Domnului cercetează pe tinerii noștri, să știți că Dumnezeu vrea să facă ceva. Cei care sunteți din Timișoara, vă aduceți aminte pe vremuri, a început o mișcare în Timișoara, în Fratelia, la fratele Filip. Și focul ăla a dat aprins, a ars mulți ani de zile. Și apoi focul acela s-a mutat de la Fratelia în Traian, la Toni, la Brigadierul. Și a ars, cred că până pe la Revoluție. Știi ce văd eu prin Duhul Sfânt acum? Că am vorbit un pic cu tinerii aceștia, am vorbit cu părinții lor, văd un foc care s-a aprins aici în Dallas. Atât îmi place și de fratele care o predica seara aceasta, și de Filip, și de Alex, și de toți tinerii aceștia. Bucura, we are so happy that Holy Spirit is over you. We are so happy that you serve the Lord. Be blessed. God will bless your life. God will give you knowledge, God will give you anointing, God will give you power, God will open doors, the one that you cannot even dream of. God has a special plan, a great plan, with each one of you. God wants to bless our sisters, young sister, to speak in tongues and prophecy, and have prophecy and have revelation. Church, are you willing? Are you open? To see those miracles, just be happy, be open. And God will speak to the church through some of these young sisters. Just listen, and you will be amazed what God has in plan for you and for us, for this church. We just need to have faith. We just need to be open and pray. Pray every day.
Pray for the ministers, pray for the teenagers, pray for the teacher. God bless the teachers. It's a very hard job that they do, but God bless them with wisdom, with patience, with knowledge, with anointing, because who teach the teenagers and who teach the children, they grow the church, the real church. We fight for this pulpit. Wrong. We need to fight for their life. We need to ask to cover them with blessing. Binecuvântați la plecare, binecuvântați când ne vedeți, binecuvântați când vin, binecuvântați și spuneți: Domnul să te binecuvinteze cu înțelepciune, Domnul să te binecuvinteze cu multă pricepere, Domnul să te binecuvinteze să te păzească, Domnul să-ți dea ungere și Domnul ne va asculta, căci Domnul are din ce să dea, dar El vrea să dea prin tine. Cheamă pe Petru și El îți va spune ce trebuie să faci. Noi suntem glasul lui Dumnezeu, noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Ridicați mâinile, binecuvântați-vă copiii. Binecuvântați-vă nepoții, de câte ori vedeți aici în față, acoperiți cu rugăciune, acoperiți cu binecuvântări, frate și soră, este gata să țâșnească un izvor, un izvor așa care să inunde, care să ne acopere, să ne facă să ne scăldăm în Duhul Sfânt, să ne umple de Duhul Sfânt. Osana mărit să fie Domnul, vine și de sus, vine și de jos, vine și din dreapta, vine și din stânga, o apă care nu poate să fie oprită, un izvor să pună stăvilare, un izvor să oprească, nu se poate opri. E apa vie, slăvit să fie Domnul. Este apa vieții. Man, aproape a trecut timpul acela. Haideți să wrap it up. Noi suntem împreună cetățeni cu sfinți, frați și surori, oameni din casa lui Dumnezeu. Și suntem un Betel, casa lui Dumnezeu. Noi, Dumnezeu ne-a descoperit tainele acestea și aceasta este bogăția slavei. Tainii acestea, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Că am spus, în prezența Domnului. Dar, frate și soră, noi nu suntem numai în prezența Domnului. Hristos în voi, nădejdea slavei. Hristos este în noi. Doamne, ajută-ne să știm când vorbim cu cineva, Hristos e în noi. Hristos nu minte, Hristos nu bârfește, Hristos încurajează, Hristos are milă, Hristos ridică, Hristos binecuvintează, să fim conștienți de faptul că suntem trimișii lui Hristos. Deci nu numai în prezența Domnului, ci întotdeauna Hristos în noi, nădejdea slavei. Închei cu recapitularea aceasta. Secretul secerișului este rugăciune, frate și soră, ca să fim în prezența Domnului, ca oamenii când vin în prezența noastră să fie în prezența Domnului, să avem o viață de rugăciune. Dacă n-am avut-o până acum, când conduci mașina pe friurile astea și distanțele astea în Dallas, slăvit să fie Domnul că-s mari, cât conducem până la job, cât conducem până undeva, we can talk with Jesus, we can drive, we don't need, please don't close your eyes, but we can talk with Jesus. And if we learn to talk with Jesus, we need to communicate with Jesus about our church, our ministers, our life. Tell God, tell Jesus how you want your husband to be, and God will give you husband as you want him to be. But you need to tell him, we have a God that is our heavenly Father și vrea să ne dea daruri bune. If we don't ask, he will may give you one that will make you the way you don't like. He wants to give us what we want. He is our Father. Dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl nostru cel ceresc va da lucruri bune celor care îl cer și va da Duhul Sfânt. Deci, frate și soră, noi trebuie să-i cerem. Nu avem câteodată succes în business, succes la job. Dar am cerut noi ca binecuvântarea Domnului să fie peste customerul nou, peste accountul nou, peste bossul ăsta nou care a venit acum și ne dă mult headache. Noi multe nu le avem în viață că nu le cerem. We do not communicate with our Father. Learn to talk everything, not gossip with left and right. Talk with Him. Dacă ai pe cineva la job, Domnule, și așa te supără, și așa probleme îți face, do like David did. He went before God, and then he say, God, I feel like
chopping them in pieces. Învărs tot focul înaintea ta. Să ne vărsăm focul înaintea lui Dumnezeu. Să nu ne mâniem pe oameni. Focul nostru să-l vărsăm în fața Domnului. Doamne, vine să-l tai în bucăți. Dar Doamne, îl pun în fața ta. Tu mi-ai zis să fiu bun, tu mi-ai zis să iert. Eu știi ceva, Doamne? Eu las în mâna ta și hai să-i vezi cum Domnul lucrează. Nu știu la care vă spun asta. Nu știu care aveți probleme cu ceva. Pune toate în mâna Domnului. Pune-le toate în mâna Domnului și Domnul va lucra. La unde Domnul vă va da izbândă în case? Într-o nouă locuință, la alții într-un nou job, alții într-un nou account. Dar știți ceva? El este aici ca să ne binecuvinteze. Îl simt, e aici. Îi simți prezența? Onorează-i prezența. Laul dă-l întotdeauna. El să știe că e prezent cu tine și când mergi acasă. În mașină e prezent cu tine. Când o să fie acasă și la job, să știi că El o să fie cu tine. Comunică cu El. Talk with Him and He will talk with you. He will give you knowledge. He will give you new ideas. He will open doors and you will be blessed than, more than you can dream of. But you need to give your heart 100%, give your life 100% and tell Him, I want to serve you no matter what. Nu putem să-i punem condiții. No matter what, I want to be your serve. And every day, serve Him. Maybe you send a text message, maybe you send a message, but always praise His name, glorify His name, encourage people to come to Him. S-a dus timpul? Mulțumesc! God bless you! Domnul să vă binecuvinteze! Amin!